numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acea să fie cu voi. După ce a fost botezat Domnul, s-au deschis cerurile și Duhul lui Dumnezeu în chip de porumbel s-a oprit deasupra lui, iar glasul Tatălui a răsunat: acesta este Fiul meu cel iubit, în care m-am găsit mulțumirea. Lăudat să fie Iisus Hristos! Zile voastre, părinți, concelebranți, dragi și iubite surori, în anul vieții consacrate, dragi familii, iubiți credincioși, dragi credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. Astăzi celebrăm Marea Sărbătoare a Botezului Domnului. Această sărbătoare se încheie timpul Crăciunului, timpul în care noi ne-am întâlnit cu Cel pe care Dumnezeu l-a trimis la noi. L-am adorat, am ascultat cum a fost descoperit, revelat în fața noastră, rând pe rând. Astăzi noi, aducându-i mulțumire, vrem să ne apropiem de El care, după acest moment al venirii sale, ne invită să-L urmăm, să ne bucurăm de botezul pe care El l-a adus. Primind botezul lui Ioan, Iisus n-a făcut altceva decât a deschis o nouă eră, a pregătit un nou botez. Botezul sângelui, a apei și al Duhului Sfânt. Aceea ne dispunem pentru a-L întâlni pe El, care vine în mijlocul nostru astăzi și pe care Tatăl îl recunoaște ca Fiul Său și Mesia, să-L urmăm, să mergem pe urmele Lui, bucurându-ne de botezul nostru. Vom asculta predica sfântă, care ne va dispune să nu uităm că avem așa de mare demnitate pe care Iisus a voit să ne-o lase. Îi cerem acum binecuvântare asupra apei, ca noi să primim cu apa sfințită acest dar al aducerii aminte a botezului nostru, ca astfel să-L putem și noi preamări, să auzim și noi de la Tatăl: și Tu ești Fiul meu prea iubit, în Tine doresc să găsesc toată bucuria mea. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu ai creat apa ca să fie izvor de viață și de curăție și ai orânduit ca prin ea să fie purificate și sufletele noastre și să primească darul vieții veșnice. Te rugăm, Doamne, binecuvântează această apă cu care voim să fim întăriți astăzi, în această zi închinată Ție. Reînnoiește în noi sporovia harului Tău, darul botezului, prin ea să fim apărați de orice rău sufletesc și trupesc, ca să ne putem apropia de Tine cu inimi curate și să ne vrednicim de mântuirea veșnică prin Hristos, Domnul nostru.
Dumnezeu Atotputernicul să ne curățe de păcate și ajutându-ne să celebrăm cu credință Sfânta Liturghie, să ne învrednicească a lua parte la masa împărăției sale. Amin. Gloria in excelsis Deo. Să ne rugăm! Dumnezeule atotputernic și veșnic, care la botezul său în Iordan l-ai proclamat pe Hristos drept Fiul tău prea iubit, în timp ce Duhul Sfânt cobora asupra lui, dăruiește-le fiilor tăi adoptivi renăscuți din apă și Duh Sfânt harul, să rămână mereu în iubirea ta, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Ascultând acum lecturile sfinte, ne unim în spirit, în rugăciune, în comuniune cu toți cei care în toate bisericile, împreună cu Sfântul Părinte, rugăm pentru armonie și pace, pentru ca Dumnezeul păcii, Dumnezeul care a venit la noi, să ne facă să recunoaștem că suntem frați, respectându-ne unii pe alții, iubindu-ne unii pe alții, rugându-ne ca să fie îndepărtată din lume dureroasa situația terorismului, a suferințelor, rugându-ne pentru aceia care au căzut victimă
pentru faptul că sunt creștini, că îi aparțin lui Hristos, și pentru ceilalți care au căzut victimă urii, ca Dumnezeu să aducă pe pământ adevărată armonie și pace. Să rugăm pe Dumnezeu să facă rodnic în noi iubirea sa, să facă rodnic cuvântul său în inimile noastre. Citire din cartea profetului Isaia. Așa vorbește Domnul: voi, toți cei însetați, veniți la apă, chiar și cel care nu are argint. Veniți, cumpărați și mâncați. Veniți și cumpărați vin și lapte, dar fără argint și fără plată. De ce cântăriți argint pentru ceea ce nu este pâine? De ce trudiți pentru ceea ce nu satură? Ascultați-mă și veți mânca bine, și sufletele voastre se vor desfăta în belșug. Plecați-vă urechea și veniți la mine. Ascultați și sufletele voastre vor trăi. Voi încheia cu voi o alianță veșnică, după bunătatea de neclintit față de David. Iată, l-am pus ca martor pentru popoare, principe și conducător pentru neamuri. Iată, vei chema un neam pe care nu-l cunoșteai și un neam care nu te cunoștea va alerga spre tine de dragul Domnului Dumnezeului tău, al Sfântului lui Israel, care te-a glorificat. Căutați-l pe Domnul cât timp se lasă găsit, chemați-l cât timp este aproape. Să-și părăsească nelegiuitul calea sa și păcătosul gândurile sale. Să se întoarcă la Domnul și El se va îndura de ei, la Dumnezeul nostru, căci El este mărinimos în iertare. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, oracolul Domnului. Cât de înălțate sunt cerurile față de pământ, la fel de înălțate sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci așa cum ploaia și zăpada coboară din ceruri și nu se întorc acolo fără să ude pământul și să-l facă să rodească, să încolțească și să dea sămânță semănătorului și pâine celui care mănâncă, la fel va fi și cuvântul meu care a ieșit din gura mea. Nu se va întoarce la mine în mod zadarnic, fără ca să facă ceea ce îmi place și să aibă succesul pe care l-am trimis. Cuvântul Domnului. Voi scoate apă cu o bucurie din izvoarele mântuirii. Iată, Dumnezeu este mântuirea mea, sunt încrezător și nu mă voi teme de nimic, căci puterea și cântarea mea este Domnul, El este mântuirea mea. Veți
spune în ziua aceea, lăudați-L pe Domnul, invocați numele Lui. Faceți cunoscute între popoare faptele sale, amintiți că prea înălțat este al Său nume. Cântați-i Domnului căci a făcut lucruri minunate, să fie cunoscută aceasta pe tot pământul. Strigă și chiuie tu care locuiești în Sion, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel. Lectura a doua. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Prea iubiților, oricine crede că Iisus este Hristos, este născut din Dumnezeu și oricine îl iubește pe Cel care a dat naștere, îl iubește și pe Cel care s-a născut din El. Prin aceasta cunoaștem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu, dacă îl iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. Pentru că aceasta este iubirea lui Dumnezeu, să păzim poruncile Lui, iar poruncile Lui nu sunt grele. Oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Și aceasta este victoria cu care a învins lumea, credința noastră. Însă cine învinge lumea, dacă nu cel care crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Acesta este Cel care vine prin apă și sânge, Iisus Hristos. Nu numai prin apă, ci prin apă și sânge. Și Duhul este Cel care dă mărturie, pentru că Duhul este adevărul. Trei sunt cei care dau mărturie: Duhul, apa și sângele. Și aceștia trei sunt una. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este și mai mare, pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu. El a dat mărturie despre Fiul Său. Cuvântul Domnului. A văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată-L pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.
citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Marcu. În acel timp, Ioan predica zicând, vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic plecându-mă, să-i desleg cureaua încălțămintei. Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt. În zilele acelea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan Iordan. Și îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborând spre el. Și din cer a fost un glas spre el: Tu ești Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Preasfințite, cucernici părinți, dragi credincioși! Dacă în 6 ianuarie am sărbătorit așa numita sărbătoare a Epifaniei, astăzi avem o sărbătoare care aș numi-o foarte simplu Teofanie, adică o descoperire integrală a lui Dumnezeu în Sfânta Trăime. Și vom vedea pe parcursul acestor cuvinte că, într-adevăr, azi întâlnim toată Sfânta Trăime. Ba mai mult, sărbătoarea botezului Domnului reflectă alte două mari sărbători. E vorba de Rusalii, când vorbim de prezența vizibilă a Sfântului Duh, și de sărbătoarea Sfintei Trăimii, când vorbim despre cele trei persoane. În acest sens, pot să spun că inspirați, sfânta inspirație a avut Papa Ioan Paul al II-lea, Sfântul Ioan Paul al II-lea, când, printre misterele de lumină, chiar pe primul loc a stabilit sărbătoarea și evenimentul de azi, botezul Domnului în Iordan. Tocmai de aceea, iată, ne oprim azi, în ultima zi a timpului Crăciunului, asupra Iordanului. Ne oprim privirea, ne oprim atenția, ne oprim momentul nostru de credință astăzi la Iordan. De câte ori merg sau am fost cu grupuri de pelerini în Țara Sfântă, sigur, au fost emoții foarte multe și în multe locuri. Însă am citit pe fețele pelerinilor o voioșie sfântă, frumoasă, totdeauna la Iordan. Ajungând aici la această apă, care la prima vedere vei spune, este un râu, totuși ceva se schimbă, mai ales, sigur, și prin prisma credinței cu care mergem, dar și prin felul de a se prezenta al Iordanului, cu toate caracteristicile și
curiozitățile sale, dar și cu istoria sa, iată care cuprinde și evenimentul de azi, botezul lui Iisus, Iordanul. Toți am rostit cu bucurie acest nume. Iordan, dacă l-aș traduce, ar fi apa care coboară. Iored înseamnă a coborâ. Și el coboară, nu mult, vreo 200 de kilometri în total, e mic. Udă vreo 3 țări, să spunem, dacă o luăm așa, Israelul, teritoriile palestiniene și Iordania. Este râul cel mai pomenit în Sfânta Scriptură. Este centrul de atenție și pentru profeți. Dacă ne gândim la profetul Elizeu, care îl trimite pe acel străin Naaman sirianul să se scalde în Iordan. Ce simplu la prima vedere. Acel sirian s-a opus la un moment dat, zice, nu avem noi ape mai bune în Siria, la Damasc. Dar slujitorii au spus, dacă ți-a spus profetul să te scalde, scalde, doar nu-i mare lucru. Și într-adevăr, Naaman, deși nu era evreu, se scalde de 7 ori în Iordan, se vindecă de lepra sa. Iordanul este un râu care chiar dă viață, și la propriu și la figurat. Dă viață prin botezul care se inaugurează aici, dar dă viață prin faptul că el merge ba printre munți, ba prin pustiu, ba prin văi mai abrupte, ba prin văi petroase și totuși pe unde este el, dacă l-am vedea din avion, este ca și un șarpe verde, în sensul că se vede în jurul său o mică, eu știu, suprafață verde totdeauna. Oamenii din jur chiar și-au făcut mici grădini și astăzi până la Ierihon și-au făcut mici grădini de zarzavatru sau altceva din apele Iordanului. Deci el udă pur și simplu pe unde trece dând viață. Moise n-a trecut Iordanul, așa cum bine știți. Moise venea din Egipt, dar a venit prin Iordania și a rămas undeva pe muntele Nebo. Dar a văzut peste Iordan, deci cumva legea veche n-a trecut Iordanul. Vechiul Testament nu trece Iordanul în noutate, spre țara promisă, rămâne dincolo. Cu Iisus începe Iordanul, începe Noul Testament, începe viața adevărată și completă. Pe de altă parte, Iordanul, cred că știți că este la cea mai joasă altitudine de pe fața Pământului, la minus peste 300 de metri adâncime. Și iarăși este interesant. Și dacă vreți și putem face o imagine. Iisus merge și inventează, instaurează, instituie botezul la cel mai jos punct, pentru că de acolo se scoate pe toți oamenii spre lumină, spre viață, spre divin. Iată de ce Iordanul cred că este un punct cu adevărat sacru prin excelență, un punct de referință și în istoria credinței noastre. Și aici spuneam eu că are loc o teofanie completă. Aici întâlnim azi Sfânta Trăime într-un mod sensibil, fie cu urechea, fie cu ochiul. La un moment dat când Ioan este în apă, se aude o voce. Acesta este fiul meu. Cine poate spune acesta este fiul meu decât tatăl, nu? Dar se aude, este sensibil acest mesaj care este dat martorilor oculari de acolo. Iar deasupra porumbelul, iarăși, un simbol clar și fără dubiu al Sfântului Duh. Așadar, Iisus în apă, vocea care ni-l prezintă și Duhul Sfânt. Pe de altă parte, am văzut o mulțime de martori până acum care vorbesc despre Iisus. De la îngeri și până la Maria și Iosif. Ei bine, astăzi Iisus, cel născut la Betleem, este autorizat printr-un mesaj clar de către Tatăl Ceresc. De ce se botează Iisus? Avea nevoie Iisus de botez sau nu? Răspunsul este da și nu. Și mă explic. Dacă am luat definiția pe care am învățat-o noi când eram mici, că prin botez ni se iartă păcatul strămoșesc și devenim creștini, Iisus n-avea nevoie de acest botez al iertării păcatului. Dar această definiție, vă rog să o înțelegeți, este o definiție negativă. Este foarte restrictivă. Botezul ca și cum ar înlătura ceva. Facem o operație de extirpare a ceva.
Nu-i definiție suficientă, absolut deloc. Pentru că Sfântul Paul ne lămurește și mai clar, prin botez, omul este umplut cu Duh Sfânt și el devine vas, templu al lui Dumnezeu. Așadar, Iisus de această formă de botez, da, Iisus azi este umplut de Duhul Sfânt, el devine templu al Duhului Sfânt, el devine un colaborator în excelență ca Mesia al Duhului Sfânt. De acest botez, da, avea nevoie și iată, instaurează cu aceasta oficial misiunea sa publică. Așadar, botezul n-aș vrea să-l înțelegeți niciodată foarte mic, restrictiv și doar ca definiție negativă, ci să o vedem totdeauna ca o coborâre a lui Dumnezeu în interiorul persoanei umane, iată azi, în speță, în persoana lui Iisus Hristos. În altă ordine de idei, botezul schimbă identitatea și realitatea omului. Dintr-un om pierdut, un om corupt, un om păcătos, prin botez, prin botezul lui Iisus, nu alt botez, prin botezul lui Iisus, omul devine alb, curat, corect, devine sfânt. Tocmai de aceea evreii, se spune aici pe la noi, pe la Iași, am auzit odată că în momentul când erau chinuiți pe aici de, nu știu ce, fie legionari sau alții, nu mai știu, au spus cam așa, zice, bateți-ne, schingiuiți-ne, chinuiți-ne, faceți ce vreți cu noi, dar nu ne botezați. Erau așa de convinși că botezul, și ei, ca necreștini vorbesc, erau convinși că botezul le schimbă totul, le schimbă identitatea. Și au spus, faceți ce vreți, dar nu ne botezați. Iubiți credincioși, botezul, cu adevărat, ne unește cu Dumnezeu. De aceea este necesar botezul. Și noi spuneam că fără botez nu se poate mântui nimeni. De fapt, botezul ne unește concret cu Dumnezeu. Și de aceea eu aș considera și aș vrea ca toată lumea să înțeleagă că unul din marile daruri pe care le-am primit după acela al vieții este, sau la același nivel, este acela al botezului. Chiar ați mulțumit vreodată pentru că ați fost botezați? Ați simțit acest dar al lui Dumnezeu în dumneavoastră? N-am făcut nimic pentru aceasta, nu l-am cerut noi. Ne-a fost oferit de Dumnezeu, pentru că ne-am născut într-o familie creștină și ne-a fost oferit de părinții noștri, la care ar trebui să le mulțumim în fiecare zi. Pe lângă faptul că ne-au dat să mâncăm și ne-au îmbrăcat, ne-au dat și darul botezului. Și mă bucur că noi în România, și la Biserica Catolică și în Biserica Ortodoxă, a existat, nu știu dacă motivația suficientă, dar a existat totdeauna dorința de botez și la noi nu prea sunt oameni nebotezați ca în alte țări care botezul poate n-a fost suficient de evaluat, suficient de apreciat. Botezul sigur că rămâne peste toate un sacrament în care noi efectiv ne unim cu Dumnezeu. Iată și o istorioare din viața Sfântului Petru Claver. Era prin anul 1640. Petru Claver, numit și misionarul africanilor, a fost chemat la patul de moarte al unei sclave. Sfântul ajunge, o găsește rece, o cheamă, o scutură, încearcă totul, dar se pare că era moartă. Sfântul cade în genunchi și se roagă. După câtva timp, ea se mișcă. Ba mai mult, se așează pe pat și începe să grăiască. Cât sunt de obosită, zice ea. Sfântul Petru o întrebă, da, de ce ești obosită? Și ea, mă aflam aproape de o grădină foarte frumoasă, voiam să intru, dar un copil frumușel mă întoarse înapoi spunându-mi că nu eram botezată. M-am întors aici, nu știu ce să mai spun mai mult și de aceea tare mă simt obosită. Sfântul, socotind că a fost un vis și crezând că primise deja botezul, vroia să o spovedească. Dar sclava exclamă, nu, nu, zise, vreau botezul. Și stăruise să-i se dea acest sacrament. Însă și stăpâna ei mărturisi că sclava, mai bine de 20 de ani, a primit Sfintele Sacramente, dar nu era botezată. Sfântul Petru Claver, inspirat de Dumnezeu, a botezat-o imediat. Și ea, puțin după aceea, a murit din nou fericită. Această minune, să-i spunem, și chiar este o minune, a fost mărturisită cu jurământ
de stăpânul sclavei, ofițer superior din Cartagina, când s-au făcut procesele de beatificare și canonizare pentru Sfântul Petru Claver. Așadar, așa se explică de multe ori zelul misionarilor, așa se explică zelul creștinilor care ar vrea ca toți oamenii de pe fața pământului să beneficieze de acest extraordinar de mare dar al lui Dumnezeu. Vă dați seama câți oameni pierd această șansă? Și dacă o pierzi din cauza mea și din cauza noastră, dacă cumva și din cauza noastră mulți nu reușesc să primească Sfântul Botez, și am să închei cu o mărturisire frumoasă a unui convertit al zilelor noastre, al secolului 20. Era în anul 1960, la 15 martie, în camera numărul 18 a pușcăriei Jilava. Era acolo un evreu, Nicolae Steinhardt. În acea zi, Nicolae Steinhardt a fost botezat de părintele Mina Dobzeu, naș fiindu-i Emanuel Vidrașcu, coleg de lot, fost de șef de cabinet al mareșalului Antonescu, iar ca martori ai tainei au participat Alexandru Paleologu, doi preoți romano-catolici, unul fiind chiar Monseniorul Vladimir Ghica, doi preoți greco-catolici și un protestant. Și, citez, spre a da botezului un caracter ecumenic. După cum scria Nicolae Steinhardt mai târziu în Jurnalul Fericirii. Și iată ce spune el însuși. Eu l-am cunoscut pe Hristos prin taina Sfântului Botez, ca Sfântul Apostol Paul pe drumul Damascului, căci așa se poate explica starea de fericire pe care am trăit-o eu imediat după celebrarea și săvârșirea botezului. Cred că nu există nimic mai frumos, mai adânc, mai îmbietor, mai rezonabil, mai bărbătesc și mai perfect decât Hristos. Ba mai mult decât atât, dacă cineva mi-ar dovedi că Iisus Hristos este în afara adevărului și că, de fapt, adevărul este în afara lui Iisus Hristos, mai degrabă aș rămâne cu Iisus Hristos decât cu adevărul. Este o formă poetică de exprimare. Iată așadar, viți credincioși, astăzi este o zi a recunoștinței, sau ar trebui să fie o zi a recunoștinței, în care noi conștientizăm încă o dată demnitatea la care am fost chemați de Dumnezeu, minunea pe care am trăit-o în momentul botezului, dar și a obligației care ne revine de aici. Un om botezat trebuie să fie totdeauna un continuator al operei lui Dumnezeu. Dacă un botezat și-a uitat de botezul său și nu mai are legături cu Dumnezeu, botezul său s-a uscat probabil. Dar un creștin adevărat va face ca sămânța botezului pe care a primit-o în suflet în acel ceas când eram copii mici, va face să crească o plantă frumoasă, plină de roade, atunci cu adevărat suntem creștini așa cum vrea Dumnezeu. Lăudați să fie Iisus Hristos! Atunci când am primit botezul, părinții și nașii noștri au recitat crezul și au reînnoit credința, iar noi, odată cu ei, ne-am luat angajamentul de a-L urma mereu pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Astăzi, într-un chip deosebit, celebrând jertfa Sfintei Liturghii, ziua botezului Domnului și a botezului nostru, voim cu adevărat să ne reînnoim credința noastră, spunând, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut,
care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vești. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de dreapta Tată, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purceri, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertare. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Domnul nostru Iisus Hristos a fost arătat de Tatăl ca Fiul Său iubit și a fost consacrat de Duhul Sfânt în fața poporului ca Mesia, principiile păcii. Să rugăm astăzi pentru întreaga biserică, pentru întreaga lume, pentru toți creștini, pentru toți cei ce suferă pentru credință, pentru cei care sunt nedreptățiți, ca toți să se poată bucura prin Hristos de contemplarea veșnică a Tatălui. Doamne Iisuse Hristoase, în care Tatăl își află toată desfătarea, dă-le tuturor celor botezați harul de a trăi ca adevărați creștini, căutând și împlinind pururi voința lui Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor creștinilor unire în credință și stinge orice dezbinare între aceia care au fost botezați în numele Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Atrage pe toți cei aflați în afara bisericii la pocăință și la primirea botezului dătător de viață dumnezeiască. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor păstorilor Sfintei Biserici harul, ca prin cuvânt și viață sfântă să te arate lumii ca Domn și Mântuitor. Te rugăm, ascultă-ne! Mântuiește-i prin botezul dorinței pe toți aceia care nu ajung să te cunoască în această viață. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le credincioșilor răposați harul să se bucure pe deplin de roadele botezului primit. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic și veșnic, care l-ai dăruit lumii pe Fiul Tău născut, Mântuitorul, principiile păcii, ascultă rugăciunea poporului pe care El ți l-a dobândit, și dăruiește tuturor oamenilor lumină și putere, armonie pe calea mântuirii, prin Hristos Domnul nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Primește, Doamne, darurile pe care ți le oferim în sărbătoarea arătării lui Hristos ca Fiul Tău iubit și transformă-le în jertfa prin care El a binevoit să spele păcatele lumii, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri, pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Tu la apa Iordanului ai dezvoluit prin semne minunate taina noii curății, ca prin glasul venii din cer, să credem că Fiul Tău preaiubit locuiește între oameni, iar prin Duhul Sfânt coborât în chip de porumbel, să cunoaștem că L-ai uns pe Hristos, slujitorul Tău, cu undelemnul bucuriei, și L-ai trimis să propovăduiască săracilor vestea cea bună. De aceea, împreună cu tăriile cerești, te preamărim și noi cei de pe pământ, lăudând maiestatea Ta și strigând fără încetare. Sfânte și cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers, și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus, să-i se aducă numele Tău jertfă curat.
De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cele noaptea în care era vândut a luat pâinea și mulțumindu-ți a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cine luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea adecătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, primește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfă prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a păcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele,
Dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace mă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri. Dar spune numai un cuvânt.
Să ne rugăm! Destulați cu darul Tău ceresc, noi implorăm cu umilință, Doamne, bunătatea Ta, dă-ne harul să-L ascultăm cu credință pe Fiul Tău unul născut, ca să ne numim și să fim cu adevărat fii ai Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Două anunțuri. Joi 15 ianuarie la ora 19, deci pe liturghia de seară, tinerii din Acțiunea Catolică organizează o oră de adorație pentru pace în cadrul proiectului Săptămâna Păcii. Și deja este o tradiție ca din 18 ianuarie să înceapă Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Așadar, duminica viitoare va începe această săptămână, prima întâlnire de acest gen, având loc la ora 17 în capela semnalului nostru din Iași. Așadar, duminica viitoare. Încredințăm Preacurată Fecioare Maria, draga biserică, lumea dragă, pacea în lume. Încredințăm familiile noastre, încredințăm pe cei care suferă nedreptăți, care sunt persecutați. O rugăm pe Maica Domnului să intervină pe lângă Iisus, Cel care ne-a adus pacea, să fie în lume acest dar al înțelegerii, al bucuriei și al speranței. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Curăte Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reveri șarul Tău asupra pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fiindu-și prin patima și crucea Lui la slava, în același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerii al lui Dumnezeu, să fie cu voi. Dumnezeu care vă chema din întuneric la minunata sa lumină, să reverse cu bunătatea asupra voastră binecuvântarea sa și să vă întărească inimile în credință, speranță, unitate și iubire. Pentru că-L urmați cu încredere pe Hristos, care s-a arătat lumii ca lumină ce luminează în întuneric, El să vă facă pe voi lumină pentru frații voștri. Amin. Iar la sfârșitul peregrinării voastre pământești să ajungeți la acela pe care magii, călăuziți de stea, L-au căutat și L-au aflat cu bucurie, lumină din lumină, Hristos Domnul. Amin. Și prin mijloc
cele preacurate Fecioare Maria și a fericitului Anton Durcović, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.